Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Și vă propunem astă seară o emisiune mai specială, pentru că vorbim de o educație în alt sens, dar foarte importantă, având în vedere imensa moștenire pe care a lăsat-o Brâncuș, gorjanul nostru, în arta universală, în tot ce înseamnă viață culturală românească și universală. Avem plăcerea să revină în studio, dar într-o altă calitate de data aceasta, director al Muzeului Național Constantin Brâncuș, domnul Valentin Chepeneac, profesor și scriitor. Bun venit în emisiunea noastră! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Și pentru că, să zicem așa, în ultimile săptămâni a fost așa o parte mediatică mai mai accentuată, vis-a-vis -vis de perioada de început a acestui muzeu, care a apărut să zicem ca idee în 2015, de fapt și ca lege, nu numai ca idee, dar nu s-a făcut nimic până în 2019. Haideți să vorbim puțin de Muzeul Național Constantin Brâncuș, ce vă propune să faceți aici la Târgu Jiu, pentru că sunteți încă într-o perioadă de început, dar o perioadă așteptată. Mi-aduc aminte, inclusiv noi presa, am cerut de mai multe ori Ministerului Culturii, chiar Consiliul Județean, Direcției Menul Cultură, întrebam ce se întâmplă cu acest proiect născut mort până la urmă în 2015, că nu s-a făcut nimic, 2015, 16, 17, iată că acum în 2019 avem director, avem primii pași și extrem de multe planuri, de multe proiecte de care aș vrea să vorbim în această seară, mai ales pe ideea aceasta de educație, Brâncuș, pe care nu o prea avem. Suntem la Târgu Jiu, dar nu contează dacă am fi la Târgu Jiu sau la București. Constantin Brâncuș nu este o moștenire, să zicem așa, o moștenire care să ne aducă bucurie, mă, din contră. Cel puțin la Târgu Jiu a apărut de foarte multe ori o povară. Domnul Șomulcu, Vis-a-vis -vis de legea de înființare a Muzeului Național Constantin Brâncuș. Legea apare în, la începutul anului 2015, legea 199 pe 2015, și intră în vigoare cu 1 ianuarie 2016. În toată această perioadă nu s-a făcut absolut nimic, nu numai de Muzeul Național Constantin Brâncuș, conform legii. Nu s-a făcut nimic pentru a scoate pe brâncuși dintr-o arie uitată. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta sau dacă s-a făcut, s-au făcut foarte puțin, doar pe baza unor simpozioane și așa mai departe. Păi să puțin, am avut 2016 jenanta Pentru prestație în Pământului. Lăsați mă, <laughs> de da, înțeleg, băi, o da. să revenim și, da. la, și la chestia asta. Pentru faptul că se pune pe picioare și se respectă această lege, Ministerul Culturii, prin actualul ministru, domnul uh, Breaz, uh, dorește înființarea lui de să se respecte legea, nimic mai mult. Am fost acuzat că nu sau mă rog, Ministerul împreună cu mine am fost acuzați că nu s-a ținut concurs de proiecte pentru desemnarea managerului, indiferent că era interimar sau nu. Dacă se lua și se verifica, nu poți să ții concurs de proiecte la ceva care nu există decât printr-o lege. Deci nu pot, brâncuși, dacă era, să, să meargă pentru operele sale, să le restaureze, să le pună pe picioare, să pună acest muzeu pe picioare, nu avea ce să facă. Deci nu poți să... să... decât legea o avea atât. Avea legea 199 pe 2015 și de aici, du-te-vă bă, băiatul și descurcă-te, vezi de, că de, de drumul tău câte ce... le sunt în România care nu sunt respectate, eu, nu eu sunt aplicate? Lucru, da. Eu văd lucrurile acestea, nu că sunt eu. Am înțeles, nu facem abstracție de persoană. Oricine mi-aș fi dorit din tot sufletul, ca oricine ar fi fost să demareze procedurile pentru că acest, brâncu, acest muzeu, care îi spune Muzeu Național, păi dar numai titulatura, mai cuvântul de Muzeu Național trebuie să aibă un, un impact național. Sau, mă rog, internațional. Da, a, E adevărat pentru că brandul este internațional și încă unul dintre cele mai reușite ale secolului 20, 21 chiar, pentru că Constantin Brâncuș este un nume care se vinde foarte bine, am văzut și în galeriile de artă și peste tot. Dar întorcându-ne la situația de la muzeu, e bine că s-a demarat acest lucru, în sfârșit s-a demarat, suntem pe drumul în care vom avea, acum poate că suntem mai siguri că acea lege din 2015 se aplică în final, adică vom avea, în, într-o perioadă vom avea ca să, Muzeul Național Constantin Brâncuș la Târgu Jiu. Ca să existe toate aceste lucruri, Trebuie să înființezi un... ca orice lucru. Ca o societate comercială, mă rog, ca orice lucru trebuie înființat. Primul pași pe care i-am făcut, am înființat Muzeul Național Constantin Brâncuș. Am scos și după aceea. Am depus la Ministerul Culturii și Identității Naționale exact documentele conform legii. Ce însemna? Regulament de organizare și funcționare a instituției, organigramă și așa mai departe. Deci chiar. ăștia sunt pașii pe care ar face, ar trebui să-i facă oricine. Înțelegeți dumneavoastră. Deci asta trebuie înțeleasă că oricine era brâncuș și nu nu putea trece peste aceste lucruri. Nu, așa spune legea, ele se, iată că aceste demersuri s-au făcut, trebuiau făcute acum patru ani, nu s-a întâmplat așa, e bine mai târziu decât niciodată. E, acum Deja să presupunem că trecem peste perioada aceasta mai tulburănță. Veți avea organigramă aprobată, regulament și toate celelalte. Că, din câte înțeleg, sunt încă la Ministerul Culturii. Sunt la Ministerul nu le avem... Culturii, săptămâna aceasta sau cel târziu, săptămâna viitoare, uh, are loc ședința de ședința uh, întâlnirea Comisiei. Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Da, deci vom avea totul în regulă. Vom avea o echipă, vom avea un muzeu de sine stătător și, de fapt, de aici problema, începe greu. Problema nu da. este aici, în ceea ce spune. Problema e ce facem de aici încolo. E, asta, asta vrem vrem să aflăm și asta, noi. E, asta, e, asta e principalul lucru pe care vreau să-l să, să, să pun la dispoziția nu numai cetățenilor români, oricărui ins din lumea asta. Pentru că Brâncuș nu vorbește numai de... Poporului. Nu se, operele sale nu se rezumă doar la târgujieni sau la vâlcieni sau mai așa mai departe, sau numai la români. Brâncuș, când a construit acelea, a fost, a fost a, a, inițiatorul operei moderne în sculptură. Aici trebuie să, să, să vedem ce facem cu el de acum încolo. E, e normal ca un manager să aibă o viziune, să, să știe pe ce front merge. Că dacă Mergem doar de dragul, lăsați că sunt pe un scaun, uh, cât am mandat, atât, va trece și lucrul ăsta, oricum n-a făcut nimeni, de ce să mă duc să mă Nu merge așa. Dacă vrem să, să facem ceva, dacă vrem să lăsăm ceva în urmă. Iar eu cred că de ce m-am apucat până acum, am dus la bun sfârșit orice lucru. Ok, uh, am vrut <coughs> să lămurim puțin această problemă care vă era și puțin controversată în sensul că s-a discutat de ea în spațiu public și... Chiar dacă au fost răspunsuri ale dumneavoastră în spațiu public, ele au rămas cumva. Deci, au fost două păreri, pro și contra, și poate telespectatorul nu se lămurise cum, stă, cum stau lucrurile. Acum, cred că ne-am lămurit. E, spuneam că greu începe după constituirea acestui muzeu. Și sunt două probleme. Pe de o parte, pentru manager este problema aceasta să avem un muzeu și să avem ceva în el, adică cel care vine să aibă ce să vadă. Sau. Muzeul să participe la viața culturală atât a județului cât și a țării. Exact. Iar pe de altă parte, vorbeam și eu o problemă pe care o avem de foarte mult timp, acea educație Brâncuși, adică Brâncuș să fie cunoscut și de marea masă, noi nu am ajuns Constantin Brâncuș, este un mare artist toată lumea vorbește de sublim, de nu știu ce dar dacă îl treci de operele de la Târgu Jiu -ar putea, și acelea văzute superficial, constați că majoritatea românilor nu au o cultură Brâncuș și nu cred că sunt vinovați doar ei ci sistemul de învățământ sau modul de a se face educație în România. Păi pe depinde pe ce punem noi cu ce etalon venim cu ce uh, pancartă ne ducem în față să vorbim despre, despre Brâncuș și unele ne ducem să vorbim despre Brâncuș. Vă uitați aminte că discutam niște lucruri că dacă îl ținem pe Brâncuș doar prin simpozioane și doar întâlniri, răzlețe în care uh, ceilalți nu pot participa pentru că nu sunt informați. Eu cred că la, la ora actuală, fac o paranteză la paranteză, la ora actuală, uh, slavă Domnului, avem o tehnologie în care putem afla orice. Haideți să-l promovăm cumva. Sunt liber la, la idei, sunt liber la, la discuții. Să nu credeți că un om poate să fie el uh, manager la al de la mandat. Nu poate face unu, de unul singur absolut nimic. Dacă și uh, societatea civilă vine în sprijin și media și așa mai departe, cred că putem să scoate pe blâncuși, nu ca să ne tragem după aceea laude ce a făcut Chepeneac sau ce a făcut Șomâncu sau așa mai departe. Cred că e de datoria noastră. În primul rând e o datorie și după aceea punem lucrurile pe, pe altă... Pe, pe alte hârtie. Bun, tocmai de asta e și curiozitatea, am ales că e un alt tip de manager, mult mai tânăr, deci față de ce avem noi la instituțiile de cultură de la Gorji, e diferență de vârstă destul de mare și cred că e în avantajul tinereții, părerea mea. Cum vedeți rolul acestui muzeu și mai ales pe partea aceasta de educație care lasă de dorit? Și tot făcând paranteză, ne gândim la acel moment penibil 2016, când statul român, care spune că face eforturi pentru memoria Brâncuși, pentru moștenirea Brâncuși, n-a reușit să cumpere, și nu era o sumă enormă, să cumpere acea operă brâncușiană. Domnul Șomulcu, înainte de a pune la dispoziția cetățenilor sau a elevilor și așa mai departe, Casa aceea trebuie reabilitată, deci muzeul trebuie reabilitat. Cu siguranță e o, o plădie de patrimoniu. Lucrurile astea nu se fac decât în timp. Și mă voi zbate să facă cât mai repede, dar nu oricum. Deci trebuie să, să depășim perioada, merge și așa. Pentru că, v-am spus, numai cuvântul de muzeu național te duce cu gândul de departe, Ca să-l scoți, să fii și tu cineva. Adică să ai ceva reprezentativ pentru gorși. Asta e una la mână. Doi la mână, Uh, știți că vă, vă spuneam și dumneavoastră o chestie când a fost, revin și la cumințenia pământului, dar trebuie să, să spun unele lucruri pe care uh, pe mine mă dor. Uh, când a fost uh, noaptea muzeelor, cred că unul dintre cei mai supărați directori din județul Gorj a fost Chepeneac și vă spun și de ce. Toți țineau porțile deschise noaptea muzeelor, vizite la, la muzeu, toți aveau ce să prezinte, numai eu stăteam și nu aveam, mă uitam la, la clădirea și îmi venea să plâng că nu am, nu am ce până nu o bag în reabilitare, până nu se termină uh, proiectul, să obțin finanțare și am promisiune deci am promisiuni și aici aș vrea să-i mulțumesc cu toate că a fost luat în, în discuție și terfelit oarecum imaginea domniei sale, uh, domnul ministru secretar de stat uh, Mihai Gherghe, Gorjan care de fiecare dată când m-am dus la, la minister am avut ce ușe să, să deschid împreună cu dumnealui. Bun, asta Și șefii, șefii, de, la, de la județ. E o realitate. Trebuie să spun despre lucrurile astea nu. pentru că până acum dacă tot am avut și nu s-a făcut, măcar să facem ce, ceva de aici încolo. Nu, și vedeți e... cât de important să avem gorjei Exact. Asta în am, spus, asta București. am spus mereu. Asta am spus mereu. Să lăsăm lucrurile acelea că nu ne place, că ce că e pesedist, că e penalist, Uh, nu, uite, am întâlnit peneliști sau, mă rog, de la alte partide, de la, la minister. Oameni extraordinari. Oameni care, în momentul în care am intrat la, la minister și m-am dus cu un proiect ce vreau eu să fac la, ca și manager la Muzeul Național Constantin Prâncu și a spus jos pălăria aveți susținere oricând din partea noastră. Da. Adică problema e care conștientizează că da, ajutorul există, să... oamenii sunt deschiși și asta e foarte bine că s-au deschis niște uși. Problema va fi în primul rând de ordin material, Trebuie bani destul de mulți să, să restaurați. Eu sunt convins că dacă lucrurile. E vorba de bani pentru colecții, e vorba de multe, multe alte lucruri. Am fost la, la, la Ministerul Culturii și Identității Naționale și uh, am luat legătura și cu cei de la MAE și cu cei de la Ministerul Românilor pentru Tinderi. Și mi s-a oferit clar garanția că în momentul în care voi obține finanțare, voi uh, duce muzeul pentru reabilitare. Și lucrurile acestea toate se pun la, la punct. Am primit garanția că vom merge la centru Pumpidu să discutăm cu cei de acolo, vis-a-vis -vis de opele brâncuși care se află în conservare acolo. Iar lucrul ăsta e încă un pas. Un pas adică, dacă vrea dacă... să vadă cei care m-au acuzat până acum acea luche pe neag în toată această perioadă, se poate interesa. Sau, mă rog, Am dar încurs. dacă stau cu mâna în sân, oricine ar veni și zice. Sunt menegi, cât am mandatul ăsta, nu facă lască. haide să facem ceva. Și eu vă promit că aveți toată susținerea și eu mă, mă voi zbate pentru lucrul acesta. Da. Acum. Vis-a-vis -vis aproape... de Comințenia Pământului. Da. Care e o operă da. în țară a lui Brâncuș și care n-am rezolvă Nu e o operă. Ascultați-mă. În dreptul titulaturii la Comințenia Pământului scrie Tezaur. Deci nu e orice operă. Am înțeles. De ce te zaur? Și atunci ce a făcut guvernul Cioloș? A spus strângem bani de la oameni, uh, guvernul vine cu cealaltă parte. S-au strâns. Nu s-a putut strânge jumătate din când. Bine, acum țin în a o sumă Puteau mare, dar... puteau face toate demersurile pentru a fi achiziționat. Am luat încă o dată, am vorbit și de chestia cu mințenia pământului la, la București. Acum sunt în discuție aceste lucruri. Mi-aș dori din suflet și eu sunt convins... Ce-ar însemna să avem cu mințenia pământului la Târgu Jiu în Muzeul Național? E, cuvântele nu pot descrie acest lucru. Bun, trecând peste asta. Sunt în România... Da, sunt în România... Cuvânt, nu pot descrie în, cuvânt, în am sensul înțeles, bun. Am înțeles. Nu... Sunt în România și alte opere brâncuși. Pe lângă cele de aer liber de aici, de la Târgu Jiu, avem opere brâncuși la Craiova, cred că sunt și la București. Mă refer la cele care mai sunt în țară. Da. Sunt șanse cumva, ca măcar o parte din acestea, să le regăsim la Târgu Jiu în viitor? Aveți cumva în concepția, în plan, în proiectul dumneavoastră ceva de acest gen? Vis-a-vis uh, -vis de, de, de Craiova, am discutat cu, cu cineva care are legătură la muzeul de acolo, doar cu contract pe o perioadă determinată, adică, să zicem, cu titlu gratuit, să vin să le expun aici, așa, exact cum v-am spus că voi dori să fac cu, Pompina. cu cele cu de la, de la Pompidou. Și nu numai chestia asta. Eu merg pe cum văd eu lucrurile ca și, ca și director. Uh, luăm opele de la, de la Craiova. Le ținem o lună de zile. Haideți să explicăm și școlile să vadă despre ce... De acord cu Haideți lui? să aducem Dincolo de uh, lucrurile formale, de parteneriate și așa mai departe, uh, elevii trebuie să cunoască cine a fost brâncuși. Trebuie să vadă că, ok, orașul Târgu Jiu e un muzeu, prin ansamblu, una e liber, tot, da? Da. În ceea, ceea ce ține de, de brâncuși. Facem tot posibilul ca să cunoască în școli, să, să se vorbească despre brâncuși. Pentru că la ora actuală, eu dau garanție că la ora actuală, 50% dintre, în școli, nu știu, de, de brâncuși, dintre elevi. În afară de masa tăcerii, foarte sărutului și coloana... Nu, sunt convins adică, că este... Că trebuie este foarte trebuie mare să, de să legiu, ducem. Da. Am ajuns la, la un grad, de exact cum vorbeam la, la început. Am ajuns la un grad foarte ridicat cu tehnologia. Haideți să profităm de acest lucru. Luăm partea cealaltă. Asta e una. Luăm cealaltă parte. Pe bază de arhivă, da? Luăm pe regiuni. Regiunea Sud-Vestoltenia. Regiunea Nord-Vest, Nord și așa mai departe. Legătura pe care o putem avea cu arhivele județene sau cu serviciile județene ale arhivelor statului, da? Pe tot ce înseamnă documente care au legătură cu Brâncuș. Și avem, și avem, -am... avem și documente, că, că, inclusiv de avem, Rușiu avem documente Brâncuși, inclusiv certificatul de naștere. Exact. Cred. Facem lucrurile astea, le aducem, v-am spus, pe regiuni, să nu luăm totul dintr-o dată, pentru că... Brâncuș e de... de Oltenia e, foarte mult. Exact. Luăm lucrurile pe regiuni, pe, pe le expunem la, la Târgu Jiu. Adică, un alt fel de... Înțelegeți? Deci am avea documente, am avea operele din România uh... pentru o perioadă, dar un muzeu nu poate trăi doar... Bine, să zicem că colecțiile de documente pot fi lăsate de arhivele gorjene sau arhive din Oltenia pe o perioadă mai lungă, adică, să zicem, un an de zile sau ceva de acest gen. Dar... Uh, un muzeu trebuie să trăiască și din... Uh, Trăiește și vă spun din, uh, proprii, din colecțiile proprii. Orice manager vine cu niște idei. Ideea mea ca o cameră de la Muzeul Național da. să fie reprezentativă perioadei interbelice și anume 37-38 când, uh, când Brâncuș a locuit la în casa Barbu Gănescu. Cu tot ce înseamnă. Pat, scaune, mobilierul, așa bibliotecă și așa mai departe. Deci o cameră, exact cum, nu știu dacă ați vizitat și sunt convins că ați vizitat la Ruginoasa Palatul Cuza. Da, e, e bună idee. Exact. Deci am văzut acolo, vreau să pun și aici. Dar am... să știți că avem ceva, Asta e una la, da, la mâna. Da, ceva asemănător avem la, chiar la, la Curtișoara, partea cu Tătărăscu. Da, asemănător, asemănător. Asemănător. Da. La zona de subsol, doresc, așa cum am prezentat și în regulamentul de organizare și funcționare, și cum scrie și în, în, în lege, doresc o proiecție 3D, 4D, 5D, 7D, să vedem cum, cum va fi până voi termina până, casa. Pune muzeul, sigur, va fi și ceva de șapte de... Așa, da? să relifieze toate opele lui brâncuși. Deci, brâncuși, în momentul în care a intrat acolo, Brâncuș să cioplească toate opele sale să fie expuse acolo doar prin forma Digital, aceasta digitală. Da. Înțelegeți? Și eu nu cred că nu, nu se pot face lucrurile acestea. Trebuie doar să vrem. Bine, Toți și casa va, costa vie... enorm și nu vei avea de unde să... Dacă am pornit pe un drum, eu cred că trebuie să-l ducem la capăt. Dacă... Casa Gănescu, chiar dacă e clădire de patrimoniu, mi se pare improprie pentru un muzeu. Deci, încăperile mi se par mici, nu, puțin proprii unei expoziții mai mari sau ceva de acest gen. Cel puțin așa. Sunt, cele și eu. două săli. Da. De, de acolo atunci. în care chiar poți să. Dar pe depinde, de altă parte. A zis, casa de acasă, a dumneavoastră sau a mea, în momentul când cum cumperi o mobilă. Spațiu e mic, da? Dar te gândești întotdeauna cum o vei poziționa ca să ai loc de. Cu siguranță. Și dacă gândești lucrurile astea de la început, de când te apuci de la abilitare și faci proiect pentru a anumite lucruri, după aceea nu o să mai vii cu schimbări. Aoleu, că am uitat să... Dar dacă făceam așa sau... Înțelegeți? No, noi trebuie să înțelegem un lucru... <coughs> Muzeul Național Constantin Brâncuș va, va, trebui să devină un brand exact. pentru Târgu Jiu. Adică cel care vine la Târgu Jiu în vizită pe lângă Muzeul în aer liber să vrea să se nu lămurească pe Brâncuș, să-și completeze informația de Brâncuș aici. Vorbeați de școli. Nu de numai pentru asta. Târgu Jiu. Da. Trebuie să devină un brand pentru țară. Da, cu siguranță. Pentru că da, la ora actuală... Cel care vine la Târgu Jiu de oriunde. Da. La ora actuală, așa poate să... Nimerit, să-i spun așa în deghile mele să fie muzeul național la Târgu Jiu putea fi în altă parte dacă cineva dorea, chiar își dorea cu adevărat n-au -au putut cei de la Târgu Jiu să facă un muzeu național în 30 de ani de la... nu luăm perioada comunistă că știm foarte bine ce s-a întâmplat n-a dorit nimeni să să facă un muzeu național reprezentându-le pe Brâncuși. facem noi e al nostru, e burjean. da, cu siguranță înțelegeți uh. Acum vorbind despre, despre această idee a Muzeului național, nu trebuie să, să mai discutăm despre ea sensul de justiție. S-a justificat această măsură, trebuie să o transpunem în realitate acum depinde foarte mult cum o să facem lucru și dacă nu facem, vorbeați de faptul că vom avea și manifestări, dar nu ne vom rezuma la acele simpozioane, nu conferințe doar, la, deci și nu e doar la eu nu spun că e Am nu înțeleagă cineva greșit, e, pentru că or, aici este principala, principala problemă. Și de asta, nu întâmplător de asta ați fost invitați și la emisiunea Educația. Cum reușim, mai ales că sunteți și profesor pe lângă toate celelalte? cum reușim să facem această educație Brâncuș, cum vă gândiți să o faci și cum se va putea implica Muzeul Național Constantin Brâncuș în acest proiect de educație a tinerii generații. Nu numai cea din Târgu Jiu, e bun, sau cea din Gorj. Vom avea vizite acelea care vor și copiilor, mai ales le place asta digitală și toate celelalte. Ce am mai putea să facem, să venim în contact și nu mai copii adică să fie o educație în care să, să știe ori, orice gorjan l-a întrebat să știe, bă, la, am, am aici moștenia Brâncușului sau orice român Dă-mi un uh, Mi-aș fi dorit ca până acum sunt o grămadă de brâncușologi mă rog, cu acte, fără acte și așa mai departe nu am văzut să se țină prin școli uh, pun între ghilime centre literare pentru informare și așa mai departe ce a însemnat Brâncuș să-l aducă pe Brâncuș în fața elevilor nu, proiectele pe Brâncuș sunt educative, sunt foarte slăbuțe asta, la Gorș. Cel asta, puțin aș să, asta, aș vrea să, asta vrea să facă. Să vină să vorbească cu, 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 elevii oriunde. Deci nu numai la liceu X sau la întâlniri. Păi deocamdată întâlniri. sporadic întâlniri pe veștișan și pe școala, fosta școală 2. Dar pe ce, să, să, Brâncu, să da. se stabilească, să pună de, de, de comun acord nu cred că există vreo instituție a statului pe bază de, de cultură care ar fi împotrivă să facă lucrurile astea. Deci la ora actuală eu nu, nu aș vedea care. Înțelegeți asta? Dar întâlnirile acestea altfel îl percep și elevii. Pentru că uh, odată ce e ca o materie, odată ce o ai pusă la dispoziție, ca și manual, altfel mergi mai departe. Odată ce nu, în momentul în care nu ți se pune ca manual, nu poți să înveți uh, materia X dacă tu nu ai nici în programă și nu pui elevului, doar îi vorbești așa. Deci există să sau auzit discuții. elevul că la școala cu tare ar exista manualul uh, X de pe care învață uh, ceilalți elevi. Înțelegeți dumneavoastră. Una e să, să, să vină, uh, nu știu, artiști care vorbesc despre, despre brâncuși, din țară, din străinătate și așa mai departe, să stea de vorbă cu, cu elevii. Deci, E, e un alt fel. Pe varianta asta merg. Bun. Acele opere în di, di, format digital ale lui Brâncuș n-ar putea fi accesibile, nu știu, și pe un site al ba muzeului da. sau ceva de acest gen. Am luat adică legătura cu cineva vis-a-vis de. Vine, vine vis -vis de la Iași, vine din altă țară. vis a, -vis și vis -a -vis trezește, de site, da. Și mi-aș dori să. și voi face lucrul acesta și niște filme uh, cu viața și opele lui, uh, lui Brâncuș. Sunt și acum, dar. adică să le punem. Nu ne costă absolut nimic. Să le punem la, la dispoziție, nu știu, în piața prefecturii sau chiar în parcul din, din jurul casei Barbugănescu. Cu niște proiecții, audio, video și așa mai departe. Bun, ideile sunt generoase, însă mă gândeam la chestia asta dacă avem, să zicem... O să ajungem la un moment dat, într-un interval de timp mai mic sau mai mare, în funcție de cum va fi și finanțarea, să avem muzeul acesta la Jiu. Acum este o certitudine, de, de, sau de marea lucrurile. Problema este dacă va fi și altceva sau... Cât se așteaptă de la muzeul respectiv să ajungă și în realitate. Adică sunt idei extrem de generoase, dar nu știu cât de multe vor fi puse în realitate din rațiuni financiare. Spuneați dumneavoastră și bineînțeles că unele nu costă. Atât multe Eu voi fi aici și oamenii cu care am început să fac o echipă, mă refer cei de la Minister, așa. vă promit, solemn că voi face lucrul ăsta. Indiferent de cât de greu. A, să iei ceva de la, de la firul ierbii nu e ușor. Am înțeles. Înțelegeți. Și cu și, siguranță e, e dificilă... Și, la... și ne vom întâlni acum. peste ceva timp. Dacă voi mai rămâne în, în această funcție, indiferent cine mi-aș dori să, să nu... Funcțiile sunt mai trecătoare decât noi. Asta vreau să înțeleagă toată lumea. Bun, acum... De... Într-o țară normală, indiferent cine ar fi manager, ar trebui să ducă mai departe proiectul respectiv. La noi, de regulă, dacă se schimbă ceva, se alege praful, deci se schimbă tot ce a fost înainte. Cam așa În e, e așa, așa În e tipul românesc, nu e, da, nu, dar, contează viziune, uh, nu contează viziune, uh, nu contează absolut nimic. Uh, rolul acestui muzeu național și cred că e primul, uh, primul național la Târgu Jiu, dacă acolo, luăm așa, nu neapărat numai muzeu, o instituție națională care să-și aibă sediul la Târgu Jiu, ne obligă la foarte multe. Da. Și cum spuneam, e foarte greu în condițiile în care patrimoniul îl împrumutăm sau în orice caz nu e al nostru în primă Sunt costuri mare, foarte poate, mari în ceea ce privește... Da. Deci, și dacă aduci presupun, din afară... Da, va presupune uh, costuri. Trebuie să ai un buget și pentru pază, pentru că uh, tu obiectele acelea nu le poți aduce oricum. Cu siguranță. Sunt niște legi internaționale vis-a-vis uh, muzeele și colecțiile care îți impun o anumită uh, uh, are de, de protejare, adică anumite vitrine sau mă rog, în care să fie depozitate și așa mai departe. Dar lucrurile astea le gândim, le punem pe hârtie, pe cerem finanțare pentru ele și eu cred că se vor rezolva. Înțelege? Da. Sunt costuri, sunt, dar dacă. Spus, adică nu mă pot. E un moment în care sunt convins că voi reabilita clădirea și voi lua legătura cu. cei de la Pompidou să aduc aici, nu mă puliu de. și aiba mică în ceea ce privește Paza sau celelalte lucruri. Deci Fiind vorba însă de un brand internațional <coughs> cum e Constantin Brâncuș... Dar trebuie să punem tot numărul ca să, ca să dar, facem ceva. Părerea mea că se pot accesa și mai ales că sunteți din punct de vedere juridic în regulă acum, puteți accesa și fonduri europene pentru punerea în valoare a muzeului de la Târgu Jiu. Se poate face. Iar ca programe e vorba de, de implicare și la un, alt, la un alt nivel. Acela, cum spuneam încă o dată, subliniez, faptul că nu avem o educație brâncuș din păcate, deci chiar dacă brâncuș este un, o, are notorietate și la nivel național și universal, auzim poate zilnic, imposibil să ne auzi pe un post de televizor sau ceva, cu toate acestea se știu foarte puține de constant, la nivelul mare, deci masei de. Și culmea este și se vede acest lucru. Dacă ați observat când se făceau acele clasamente, făcute de o anumită televiziune, și asta, 10 pentru România sau ceva de rând, în care, totuși, Brâncuș nu apărea pe locurile fruntașe cum apare în clasamentele internaționale. Asta vreau să, să românie, vă interup să, da. să vă spun. Știu mai mult alții decât noi și mai da, multe da. lucruri decât știm noi și e dureroasă situația. Deci, v-am spus. Deci, nu. În acum nu vreau să fie o jignire pentru cineva, nu jignesc pe, pe nimeni, dar în școli, momentan, nu se știe, de 50% nu se știe de, de, de brâncuși, decât ce da, nu, nu știu operele. cât e procentul, dar vă spuneam, e destul de mare. Pe de altă parte, noi la Târgu Jiu avem o datorie fantastică pentru că avem moștenirea brâncuși în aer liber. O vedem, o simțim. De multe ori o și -o atingem cum nu trebuie, că știm ce s-a întâmplat cu operele la Târgu Jiu. Pe de altă parte, avem hobița unde iar avem o... Să zicem așa, o ciudățenie cu o casă memorială da. și cu una care ar trebui să mai existe, în sensul că sunt niște bârne care se mențin de acolo. Acum se încearcă o trecere a patrimoniului de, de, de la muzeu către comunitate, diverse alte lucruri. Cred că și aceste lucruri ar trebui să se lămurească la un moment dat. Uh, că tot de plâncuși. Tot de plâncuși. E dureroasă situația cu. Na, acum, știți cum este? Că și legile sunt de așa natură, sunt empirice, adică să scrieze un interval foarte larg de, de timp în care să nu poți face absolut nimic. Se schimbă guvernare, iar iau-o de la capăt și așa mai departe. Și lucrurile astea trebuie să fim uh, foarte realiști că așa se întâmplă. Se schimbă uh, partidele între ele, iar du-te la, la minister, iar drumul cu cine ai vorbit, de ce ai vorbit cu ăla, las că îți dau doar la stadiul de, de promisiuni. Indiferent cât va fi omul de, câtă bunăvoință va avea să facă. Dacă nu găsești deschidere acolo sus, și sus știți unde mă refer, nu faci absolut nimic. Bun, mă gândesc acum că din Muzeul Brâncuși cu siguranță, opere naier liber, chiar că sunt administrate de primărie acum, și astea vor face parte din Muzeul Național Brâncuș. Casa memorială pe care o cere comunitatea locală la acest moment, n-ar fi normal să fie și, și că aparține de Muzeul Județean la acest moment cumva, măcar ca și coordonare să existe și să aibă legătură și cu Muzeul Național Constantin Brâncuș și Dumnezeu totuși un locul unde s-a născut ca, ca și idee pentru o perioadă lungă de timp, să-i spun așa, un an un an și ceva de acum încolo am ca idee, deci nu vreau să supere nimeni pe mine, sunt doar ideile ideile mele și cred că e total normal să fiu de acord cu, cu aceste lucruri ca să mi le, mi le păstrez aș vedea un circuit în ceea ce înseamnă... Deci, încă o dată mă repet, îi spune Muzeul Național. Aș vedea un circuit cu obița Târgu Jiu, iar când, când spui Târgu Jiu, spui Casa Barbu Gănescu, unde se află Muzeul Național, spui Muzeul de Artă și mergi tot spre lumea satului de acord. Înțelegeți? Nu vreau să... V-am spus, nu vreau să supere nimeni pe mine, nu vreau să iau ceva... Deci nu vreau să desfințez instituții de cultură cum s, auzit, s au auzit sau de partea acest gând, dar vreau să ne punem la, la, masă și să stabilim lucrurile astea că tot pentru Brâncuș facem. Nu facem pentru, pentru nu? noi ca să cred că e spune că facem pentru Brâncuș. Facem pentru noi păi, în amintirea să folosim da, brandul pentru Brâncuș. Păi nu, dar pe, momentan pe Brâncuș l-am lăsat acolo pentru că e deja un brand și noi ne luăm titulaturi. Eu fac aia nu știu une. dar de Brâncuș vorbesc mai puțin. Mă duc la simpozion acolo și vorbesc despre alte bazaconii în loc să vorbesc strict uh, necesarul despre care m-am dus acolo. Înțelegeți ce vreau să spun. Da. Așa văd eu lucrurile. V-am spus, Hobita, Târgu Jiu, cu tot ce înseamnă Târgu Jiu, uh, Vă dați seama târdișoara. turistul. Pentru că de unde, a plecat? de unde a plecat? Sunt niște simboluri pe care fiecare le vede în felul său, da? Exact ca un pictor, când desenează ceva, vin 500 de vizitatori, din aia 500, 499 văd total diferit de ceea ce e acolo, cum vede pictorul. De unde a plecat Bruncuș? De la sat. S-a îndreptat pe oraș, învățătură, școală, exact ce vorbire mai, mai, de, mai, mai devreme, dar cu sufletul tot în lumea satului a rămas. Cu siguranță. Înțelegeți. Discutam cu cineva, acum să mi se ierte dacă fac o greșeală pe parte e bine că a aplicat. știți de ce? luăm perioada lui 51-53 ce s-a întâmplat atunci când era să rămânem și fără coloană exact. când începe să prin directive că se dea să topească coloana și așa mai departe știm foarte bine cine a făcut parte din uh, comisia sau cum vreți să-i spuneți delegația națională de la București pentru ca operele lui Bâncu să nu fie recunoscute, începând cu Mihail Sadoveanu. Da. Nu vă este oarecum teamă că și ajungea să fie exterminat prin închisori comuniste dacă rămânea în țară și să opunea? Cu siguranță putea să existe adică, un risc. Nu știm acum că parte mă... istoria nu se scrie, cu ce ar cum... fi fost dacă. Dar, cu toate acestea, riscul putea să fie destul de mare, și dovada e că n-am reușit, adică autoritățile de atunci au fost atât de, să zicem așa, prost inspirate, de n-au reușit să preia moștenirea, deși le-a fost și culmea, oferită. Și culmea culmilor, că în toată comisia aceasta erau numai capacități. Deci erau numai oameni iluștri. Pe... Da. Dar asta n-a... Înțelegeți. Vremurile erau de așa natură în care și n-a contat foarte mult acest lucru. Pe de altă parte, apropo de, de ce se întâmplă de moștenirea care o avem și la de care revin la ea, noi n-am știut, cel puțin ultimile trei decenii, și la Târgu Jiu, și în România, au fost destul de... Am fost copleșiți, să zicem așa, dar ca o figură de stil de moștenire și n-am prea făcut mare lucru de, de, aici permanent, permanentele scandaluri, că nu reușim să protejăm operele, că nu sunt, să zicem, protejate cum ar trebui să fie, că s-a intervenit aiurea asupra lor, că știm scandalul coloanei care a fost demontată câțiva ani și n-am avut-o. Deci diverse lucruri care nu ne-au făcut, ne-au adus pe, în atenția publică în, la capitolul așa nu. Da. Deci apropo de autorități locale. Și de autorități naționale care nu au prea găsit bani la vremea respectivă și, și pentru acest lucru. Acum... Eu dată, nu știu de ce pentru cultură nu se găsesc și niciodată bani. Nu se găsesc pentru multe bani, dar cultura este într-adevăr un domeniu destul de văd. Eu vorbesc de, de, de cultură și, la ora atenție, actuală. Deci... Brâncuși, ar putea să se, au, nu se autofine, nu știu dacă putem vorbi în cultură de autofinanțare, dar gândiți-vă că Brâncuș valorificat așa cum trebuie, aduce, are un potențial fantastic de a aduce turiști la Târgu Jiu. Da. Turistul care vorbea dumneavoastră de acel traseu care îl face, da, dacă vine japonezul și îi vorbești, merge la Hobita, vede operele de la Târgu Jiu, vizitează muzeul și Face cunoștință cu tot că poate n-a ajuns nu știu unde exact, la Chicago sau unde mai exact, sunt operele exact. grupușiene sau New York, la Paris, New York. da, la New York. <coughs> Ei, în condițiile acestea, pleacă ăsta asta, stă câteva zile. Se dezvoltă și orașul. Face totul acest deci, lucru și rămâne și el îmbogățit. Noi prima dată drag. trebuie să conștientizăm ceva, că înainte de a ajunge la New York sau la Pompidou sau așa, noi trebuie să vedem ce facem cu ăsta de aici de la noi. Corect? Adică casa ta, degeaba te te uiți și vezi la la vecinul că ce se întâmplă aici și tu, da? Mult mai. Dar hai să vedem ce facem cu ele. Hai să vedem cum, cum uh, acționăm cu Pământului. Hai să vedem ce facem cu celelalte opere care se află la diversi proprietari. Hai să vedem ce se întâmplă cu celelalte opere care au fost lăsate de paragină. Și așa mai departe. Deci, prima dată trebuie să vedem în interiorul, în ograda noastră. Și după aceea. Scara aceasta alături. Bineînțeles că asta nu poate să ieși din, 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 din calcul. Adică trebuie să ai relația cu o relație internațională cu celelalte state unde se află uh, operele brâncuși. Deci mi-aș dori din suflet să pot realiza acest proiect de a aduce, din, nu știu, de la, de, de la Paris, de la Pompidou sau de la MoMA din uh, da, știm, din, uh, La din fel statul. de bine știm că în anii trecuți s-a încercat de mai multe ori aduce, și s-a și făcut când a fost anul brâncuș, când ăsta au mai venit opere aduse la București, dar cu eforturi destul de mari, pe perioade destul de scurte. Și era totuși vorba de București. Deci trebuie să vă pregătiți cu de foarte multă răbdare. Dar, dar, trebuie, și să o să vinge. dar o trebuie să ai ce să Încă o dată. Da. Când te-ai dus acolo și spune, da, aduc. Tu trebuie să ai clădirea pusă la punct siguranță. Și tot ce înseamnă de, de, de la sisteme de alarmă până la pază, v-am spus și în, în aia. Și până la specialiști exact, care exact, să ducă exact, un exact, în muzeu. Exact, exact, Deci sunt multe lucruri adică care sunt niște pași peste care nu poți trece, că nu poți să te bași cu capul înainte, că nu ai cum și nici nu obții nimic. Înțelegeți? Adică trebuie să iei totul pe bază reală, dar să nu cumva să, să te, să te abazi de la de la niște reguli niște, în practic, sunt niște obligații. Una sunt uh, acordurile naționale între muzee și alta sunt uh, acordurile internaționale. Cu siguranță. Bun. Avem la Târgu Jiu, avem la Gorj vreo două școli care poartă denumirea de Constantin Brâncuș, o generală și un liceu. Avem un centru de uh, cercetare sau uh, cel al care se numește Constantin Brâncuș. Uh, mai găsim, probabil, dacă stăm așa la o bani mărunt, mai găsim și alte instituții care să-i poartă numele dar nu-i deloc suficient și cu siguranță, iată, mă gândesc, nu avem, nu știu, nu neapărat o competiție școlară, dar poate fi și asta luată în calcul la un moment dat, să ai o competiție școlară, măcar la nivelul gursului, dacă nu la nivelul țării, Constantin Brâncuș. Nu știu, un concurs de exact, artă sau exact, exact. unul de, da. de istorie pe viața și opera lui Constantin Brâncuș sau mai știu eu ce, în alt deci, domeniu. asta vorbeam cu, cu cineva zilele trecute, după ce s-a terminat concursul uh, cu Magieri. Și am spus că există cam pentru fiecare, pentru Tudor Vladimirescu, pentru uh, Magheru, pentru Voitești, pentru așa mai departe există. E câte, de odorului, da, da, există câteva. Pentru Brâncuș nu există. Și totuși și culmea culmilor, că e unul dintre cele mai mari branduri pe care putem obține bani după, după și obțin în fel și fel de lucru, și așa mai departe dar ca să-l să aducem în, 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 preajma elevilor, ca și concursuri, nu știu, Muzeul Național Constantin Brucuș sprijină prin uh, uh, excursie sau ceva, ca o motivare, deci ca o motivare din partea, a, poate vine și inspectoratul și așa mai departe, ministerul și așa mai departe. Uh, elevii la desen sau fotografie, pentru că hai să în, zic cu, tu, tu o te chestie, vreau fac o, zic, -o, zic, -o te paranteză. Te... Brâncuș nu mai iubi numai arta aceasta a cioplitului în piată sau în lemn sau mai. Iubi da, unul dintre cei mai buni, buni fotografi. Știu, știu lui puțin, puțin, că... da. puțin știu lucrul acesta. Adică știm foarte bine că există la ora actuală un aparat care se spune că Brâncuși a fotografia cu el. Da. Vedeți? Adică să ieșim oarecum nu numai pe... Nu Asta ide spuneam. Ideile sunt Dar sunt bune. Trebuie să vii cu ele și... În, în, e, cel mai important lucru în viața de zi cu zi, nu numai pe instituții, e comunicarea. Dacă comunici ideile, eu sunt sigur că vei găsi, indiferent că te lovești, acum mai sunt și gurele și oameni care nu vor să facă nimic sau privesc că totul cum mi s-a spus mie, nu vei face nimic. Ba, voi face. Nu, e, e clar că moștenia Brâncuș trebuie valorificată la Târgu Jiu și trebuie lămurite, chiar discutam la un moment dat într-o emisiune pe Însa TV cu viceprimarul municipiului Târgu Jiu cel care răspunde de cultură Adrian Tudor și care spuneau de problema ei cu valorificarea celor drepturile de valorificare asupra operei de, de la Târgu Jiu sunt la o anumită firmă și în, și cred că și acolo trebuie lămurită și probabil la un moment dat va fi în, chiar în sarcina Muzeului Național Constantin Brâncuș și acest lucru, nu știu cumva, trebuie lămurite multe lucruri, sunt foarte multe lucruri de făcut, dar în același timp Târgu Jiu, Gorjul are șansa de a se dezvolta, de a merge cultural în lumea asta, și nu cultural numai, și nu pe numai, brandul pe, brâncuși, exact. pe moștenirea aceasta brâncușiană care este. Deci, dacă, deci ar avea, dacă ar avea nu știu ce oraș din Statele Unite sau din Franța, ce avem noi la Târgu Jiu operele, ar să fi să ar învârti Noi nu reușim să facem acest lucru. Sunt state care iau o piatră, o agață de un fir la bătaia unor reflectoare așa, și spun, wow, și fac o grămadă. Noi nu putem De ce? Păi asta să ne spuneți dumneavoastră că sunteți în păi, funcție. Păi nu, păi da, stați puțin. nu, erau... Nu. de ce nu, nu putem? De ce? Că, că noi chiar avem. Noi nu avem o, o piatră. Avem noi opere. Avem, exact. Noi avem unice. O, o, nu, noi avem o cultură. Deci brâncuși o întreagă cultură. Când vorbești de, de Brâncu, e chiar o întreagă cultură, indiferent pe, pe ce palier vei lua. De ce nu putem face? De ce suntem legați de mâini și de picioare și nu chiar nu putem face? Facem unele lucruri la început sau până la jumătate și după aia totul se duce pe. Da, poate că nu găsim oamenii să-i punem acolo unde trebuie, oamenii de valoarea respectivă. Poate că, așa suntem noi românii, de a muri și capra vecinului, că e, aici. suntem, suntem conștienți cu asta. Da? Sunt multe alte lucruri. Pe de altă parte, am început acest proiect și am început la modul practică, la modul teoretic, vă spuneam, a început din 2015-2016. și de aici trebuie să construim pentru că trebuie să valorificăm această moștenire. Moștenirea Brâncuși la Gorj, la Târgu Jiu și în România, efectiv, ca să nu mai dat la nivel internațional. Exact, asta am spus și eu. Trebuie să ne dăm concursul fiecare dintre noi, și societatea civilă și presa și așa mai departe. Că un om de unul singur nu poate face absolut nimic. Dar dacă găsești deschidere și suntem mai, mai că putem. Și, bineînțeles, să, traiectoria clară să fie doar brâncuși. Atât. Să nu te Bun. la... Suntem pe final de emisiune și cei care s-au uitat la noi poate au, să zicem așa, conform proiectului dumneavoastră. Când am putea să vedem în realitate o parte din ce ne-a spus aici? Adică dacă, când ar putea veni turistul și să zică, bă, mă duc să văd să văd Casa Gănescu, să văd muzeul efectiv. Deci cum am Cam în câți eu... ani s-ar putea transforma realitatea? Eu vreau ca până la sfârșitul anului să fie reabilitată casa. Anul acesta? Până la sfârșitul anului. Există un proiect în asemenea? În Lucrez asta? la el. Deci de reabilitare. Am înțeles. Deci de reabilitare. Urmând ca în iarnă să ne ocupăm de celelalte lucruri. Asta, deci, e, asta e sunt E, e foarte, 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 foarte ridicată. Da, chiar foarte ridicată. Dar. -ă, am știu că dacă, dacă o ridic și pot să fac chestia asta. Deci, cu, am avea șansa ca anul viitor, în 2020, cei care vin la Târgu Jiu să poată vizita. Muzeul, Muzeul Național Constantin Brâncuși, Brâncuș. Cu diferite? Da. Cu, măcar cu o parte din, să zicem, din patrimoniu, urmând ca restul să vină pe parcurs. Acum da. sper să nu... Nu știu. Eu premier nu. o, nu, o să promovăm ideea. Deci în 2020 pe... vizităm muzeul dacă da. totul rămâne în... Și eu dau garanția asupra acest lucru. Dacă, dacă lucrurile să să ne înțelegem. Dacă nu intervin schimbări uh, să zicem. Mi-aș dori, mi dori din partea tuturor partidelor politice, că fac o paranteză să-și dea concursul pentru acest lucru pentru că Brâncuș nu e un politic. Acum să vă spun, deci, Înțelegeți. ne interesează mai puțin partidele, ci... Păi, păi nu ne interesează nu, mai puțin nu, partidele, nu la asta știți mă de ce? Pentru că partidele sunt la guvern, la... Bun. În, uh... Deci să găsească banii, cine, indiferent cine e la guvernare. Absolut. Și atunci totul va fi ok. Absolut. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această mulțumesc. emisiune. Vă urăm succes Doamne în ce, ajută. În ce v-ați propus. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educație, a fost cu noi domnul Valentin Chepeneac, directorul Muzeului Național Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!